Pentru acest video voi găti un gulaș. Cred că nu sunt foarte multe de spus când vine vorba de acest preparat, fiindcă este unul foarte consumat și la fel de popular. Ce aș putea să mă adaug este faptul că se gătește destul de mult în Ardeal. În mod evident, are rădăcini puternice maghiare. Se poate găti atât cu găluște, cât și cu cartofi. Ambele variante sunt la fel de autentice. Varianta mea va fi cea cu cartofi împreună cu carne de vită. În mod normal, gulașul se poate face și cu carne de porc, nu este nimic greșit, însă varianta mea este cu siguranță cu carne de vită. Cubulețele din caserolă sunt bucăți fără grăsime de la rasa Black Angus, iar cealaltă bucată este o vrăbioară care, în mod evident, are mai multă grăsime, tocmai de aceea am luat-o pentru a da mai mult aromă gulașului. Carnea pentru gulaș trebuie tăiată puțin mai mare, fiindcă după timpul îndelungat de fierbere va ajunge la mărimea potrivită. Pentru a obține un gust cât mai apropiat de cel autentic, câteva legume sunt obligatorii, cum ar fi de exemplu ardeiul, ceapa și morcovul. După cum spuneam și mai devreme, va fi nevoie de un timp mai îndelungat de fierbere, tocmai de aceea am ales să tai legumele puțin mai mari. Usturoiul nu este neapărat obligatoriu, dar când vine vorba de vită, se va completa foarte bine. Am tocat mărunt 6-7 căței de usturoi. De asemenea, am folosit 4 morcovi potriviți pe care i-am tăiat în rondele. Un alt ingredient care nu este neapărat obligatoriu și nu se regăsește în toate rețetele clasice de gulaș este un vin roșu sec. Eu zic că nu va strica cu nimic, ba mai mult decât atât, va îmbunătăți rețeta. Într-o oală mai degrabă caldă și nuncinsă am adăugat 4-5 linguri de ulei. Am adăugat vrăbioara pe care am tăiat-o mai devreme. Am lăsat pe foc 4-5 minute la o temperatură medie, după care am adăugat și ceapa. Când vine vorba de condimente, chimenul este obligatoriu, așa că am adăugat o linguriță de chimen întreg. Gustul picant trebuie să aibă și el loc, așa că am adăugat jumătate de linguriță de chili. Am lăsat 5 minute la foc mediu, după care am adăugat și vinul. Vinul nu doar că va completa și va ajuta aroma, este cunoscut faptul că aciditatea din acesta va ajuta la frăgezimea cărnii. Am acoperit și voi lăsa la foc mic o jumătate de oră. După cum spuneam la început, am ales varianta de gulaș cu cartof, așa că am spălat jumătate de kilogram de cartof nou. Multă lume folosește paste de tomate, eu am ales două conserve de 400 de grame de roșii întregi. Am curățat și am tocat 4 ardei capia pe care vreau să dau în oală împreună cu celelalte legume. Imediat după ce am ridicat capacul, am adăugat cele două conserve de roșii, după care le-am umplut pe ambele cu apă, asta înseamnă total 800 de ml. Am adăugat și morcovul, ardeiul. Mie îmi place să amestec după aproape fiecare ingredient, așa că nu este obligatoriu, va rămâne la decizia ta. Vita fără grăsime am adăugat-o acum, fiindcă va fierbe mult mai ușor comparativ cu vrăbioara. Am adăugat două lingurițe de boia afumată, o linguriță am adăugat acum, iar cealaltă jumătate voi adăuga puțin mai târziu. Sare după gust și o cantitate destul de generoasă, aș putea spune, de piper măcinat. Acopăr și las la foc mic, încă o oră. Cartofii care au fost mai mari am tăiat în două și am lăsat în coajă. Vreau să-i adaug doar la final, fiindcă vor avea nevoie doar de 4-5 minute de fierbere. Dacă îi adăugam de la început, cu siguranță aș fi riscat zdrobirea lor. La final voi adăuga cealaltă jumătate de boia afumată împreună cu sare la nevoie. Acopăr și las la foc mic încă 40 de minute. Un alt lucru care nu este neapărat obligatoriu, fiindcă este preferința mea, am prăjit într-o tigaie fără ulei puțin chimen. L-am zdrobit foarte bine într-un mojar până când s-a făcut pudră și voi folosi puțin la sfârșitul preparatului. După ce am oprit focul la gulaș, am lăsat încă o jumătate de oră acoperit. La final am adăugat pătrunjel tocat împreună cu foarte puțin chimen prăjit, în așa fel încât să nu acopere aroma și totul trebuie să fie gata. Aceasta a fost rețeta mea de gulaș cu carne de vită, sper că ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, iar eu te aștept pe data viitoare.